O zi liberă se poate transforma într-o tragedie dacă nu respectăm câteva reguli simple. Pentru că zilele sunt toride, iar oamenii se refugiază pe plajele din țară, specialiștii de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență vin cu un șir de recomandări. În niciun caz nu intrăm în apă dacă am consumat mult alcool și nu ne aventurăm să anotăm departe de mal. Pentru a evita cazurile de mic, e necesar să fie respectate următoarele reguli de comportament în apă. Scăldați-vă numai în locurile speciale amenajate. Nu înotați departe de mal, în special pe saltele cu aer sau în relote din cauciuc. Nu vă scufundați în locuri necunoscute. În acest weekend, plaja de la Vadului Vodă a fost plină, așa că echipa de salvatori este cu ochii în patru. De la începutul sezonului estival, ei au scăpat de la anec un tânăr. Tot a fost legat cu scaldatul în stare de ebrietate, o persoană aproximativ de 22 de ani, tot în grup erau trei oameni, au intrat în apă, ei nu au numărat puterile, nu, în comparație cu apa statatoare, râul este apă curgătoare și cât și să neșeau. Oamenii spun că știu de regulile pe care trebuie să le respecte când merg la scaldat și sunt atenți, mai ales cu copiii. Cel care nu știi să nu se aventurează în apă, eu mai sus de la mijloc n-ar trebui să bagi în apă ce opțiune astea. Și da, sigur trebuie să nu fie în stare de ebrietate. Mie chiar s-a întâmplat că am salvat un fată de la nec, el era la spiej, acolo era 2 metri ăsta și era peste capul ei, este așa roată și am sărit mai la adânc și am făcut-o un pas și am scos-o ăsta. Dar asta e viața, granița dintre moarte și viață. Și o părință, să aibă grijă de copii, în primul rând. Asta e principalul. Riscuri mari de înnec există și printre pescari. Cei mai mulți pe care i-am găsit la lacul de la Dânceni spun că băutura și pescuitul nu ar trebui să fie combinate. Правило не лезть в воду пьяным. Вот и всё, все правила. Не пьёшь, купайся, пьёшь, не купайся. Купаться на дамбе нельзя, потому что там может быть и проволока быть и всё что угодно. Может быть, может вон там, где более песок, там может и пусть будет грязь, но не камни всякие. De la începutul acestui an, 47 de oameni au murit înnecați, dintre care 4 minori.